Hunedorenii se implică în ajutorarea refugiaților ucraineni, fie că este vorba despre persoane fizice sau juridice. Printre instituțiile care se implică cel mai activ este și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Ne implicăm și încercăm să ajutăm persoanele care ajung pe teritoriul județului Hunedoara și își doresc să rămână în județ. Noi, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, oferim servicii de informare mediere și pentru cetățenii refugiați care vor să rămână la noi în județ. Aproape 100 de refugiați ucraineni au depus cerere de rezidență în județul Hunedoara, iar unii doresc să se și angajeze, iar AJUFM îi sprijină în acest sens. La nivelul județului Hunedoara, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ajută cetățenii refugiați ucrainieni care își doresc să rămână pe raza de domiciliu a județului Hunedoara și și-au manifestat această intenție. Am discutat cu cei de la emigrări, sunt 90 de solicitări. Împreună cu prefectura ne vom deplasa în comunitățile unde sunt cazate aceste persoane. Chiar avem o intenție de angajare a unei persoane în acest moment. Am discutat și se demarează documentația. În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, AJUFM Hunedoara intenționează să organizeze și cursuri de comunicare în limba română pentru refugiații din Ucraina. Avem pliante în limba ucrainiană și ne dorim, am discutat cu inspectoratul școlar, să organizăm un curs de comunicare în limba română cu un traducător care știe ucraineană și putem să-i ajutăm pe aceste persoane să învețe primele cuvinte în limba română, să le fie mai ușor și să aibă niște elemente uzuale de comunicare. Reamintim că de săptămâna trecută 11 elevi din Ucraina au început cursurile la o unitate de învățământ din Hațeg, urmând ca și alți copii din țara vecină să-și continue școala în județul Hunedoara.